Administratorul public al primăriei municipiului Călăraș, Eduard Grama, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că președintele PNL Călăraș, Ciprian Pandea, face trafic de influență la primăriile din județ. Potrivit acestuia, Pandea ar promite edililor finanțare pentru implementarea proiectelor. De asemenea, Grama spune despre senatorul liberal că este un impostor. Aș vrea să vă spun că există o dezamăgire mare, pentru că în momentul de față nu există la nivel de guvern o variantă să finanțăm prin fonduri guvernamentale proiectele care încă le avem în sertarele primăriilor. Și aici vreau să vă spun că singurele programe deschise în momentul actual ar fi Anghel Saligny, unde primăria Călăraș a depus în limita a 103 milioane, chiar dacă plafonul a fost stabilit la 43 de milioane, cartierul Magureni, cartierul Mircea Vodă, străzile adiacente ale străzii București. Consiliul Județean a depus proiecte de circa 1000 de milioane de lei. Sunt proiecte care sunt muncite de către oamenii administrației locale, sunt proiecte care sperăm noi să fie finanțate în perioada următoare. Ceea ce este dezamăgitor în acest moment este faptul că actualul senator al județului Călăraș, respectiv Ciprian Pandea, cred că inconștient merge în județ și încearcă să influențeze primarii prin a le asigura între ghilimele finanțarea de care au nevoie pentru a dezvolta aceste localități. Inconștiența o știm că îi aparține și nu odată a demonstrat acest lucru. Faptul că vrea să devină și impostor în perioada următoare nu cred că este un drum atât de lung de parcurs de la senator la impostor, doar ocupă o poziție pe care a ocupat-o fostul senator Filipescu, cel care a adus acest județ și acest municipiu în starea în care dumneavoastră o vedeți în momentul actual. Deci nu poți să mergi în județ să discuți cu primarii că le asiguri finanțarea. Deci este imposibil să faci trafic de influență. Dacă vrei să-l faci, îl faci. Deci sunt primari, cunosc bine județul, cunosc bine primarii, pentru că am fost în cadrul Consiliului Județean, cunosc valoarea fiecărui primar, sunt oameni de calitate, oameni care știu ce au de făcut, sunt oameni care au proiecte care le depun și le-au depus ori de câte ori a fost deschisă o axă de finanțare. Deci nu e nevoie ca senatorul Ciprian Pandea să meargă în județul Călăraș cu o liotă de consultanți, cu o liotă de oameni nepregătiți, pot să spun, și să le asigure finanțarea. Deci nu, banii nu se dau din buzunarul Ciprian Pandea. Banii se dau pe programe și pe documente. Documente pe care le depun administrațiile publice locale. Deci nu poate asigura Ciprian Pandea finanțare. Dacă vrea să facă iar poze, cum a mai făcut, nu știu ce calitate e, pe celebrul PNDL 2, o poate face. Îi plac pozele. Dacă vrea să facă în continuare poze cu toți primarii și să le asigure, eu pot să spun doar că e un impostor. Dacă aveți întrebări. Săptămâna trecută domnul președinte Iliuță spunea că intenționează Consiliul Județean să, împreună cu primăria și Oltenița, să construiască un drum expres care să lege cele două localități. A fost imediat o reacție din partea liberalilor, prin vocea lui Adi Drăgulin, spunând că drumul este improbabil, pentru că acolo, pe lângă Dunăre, zona este, mă rog, alocată unor situri și nu prea este voie să construiești. Natura 2000. Natura 2000, da. Da. A fost mai făcut un precedent. Și a sugerat posibilitatea unor piste de bicicletă. Pe acel link. Deci, în sula acest drum, până la urmă, ar putea să prindă contul. Este identificat ca o investiție viitoare a Consiliului Județean. Astăzi a primit avizul de la Apele Române Buzău. Am văzut declarația actualului președinte al municipiului Călăraș, PNL, Alin Drăgulin. Ceea ce pot să spun e concluzia următoare, că ei au considerat că și municipiul Călăraș a fost tot Natura 2000, în condițiile în care 20 de ani nu au investit la nivel de municipiu. Adică era un sit aici. Aici, da, au considerat sit să nu influențeze biodiversitatea. Și cred că Alin Drăgulin ar trebui să, alături de impostorul Ciprian Pandea, ar trebui să susțină proiectele municipiului și județului la nivel de București, pentru că rolul dumneavoastră politic cam ăsta ar fi. Apropo de situl, domnule Grama,
Știu că primarul Dulce lucrează la un proiect privind reabilitarea plajei Tineret. Ce intenționați, ce vă gândiți să faceți acolo în continuarea acelui port turistic? În continuarea acelui port turistic, președintele Consiliului Județean a făcut demersurile la Ministerul Pădurilor și pot să vă spun că putem în continuare lua încă 10 hectare, 10 hectare care se intre în proprietatea CJ-ului, se vor face documentații și se vor depune să vedem în funcție de variantele de finanțare care le vom găsi la un moment dat. Ce am ducem în 2 grama la proiectul acela? Sunt sume foarte mari, cele mai mari sume. Proiectul Mecoin. Da. Eu știu mai mult. 15 județe sunt în momentul de față în stadiul de a semna aceste proiecte pe proiectul. Nimeni nu a semnat. Noi am răspuns la al 8-lea rând de clarificări formulate de Jaspers și pot să vă spun că nu ne-au mai cerut absolut nimic. Deci documentele sunt în momentul de față complete din toate punctele de vedere, cu toate modificările vis-a-vis de terenurile din județul Călăraș, hotărâri de consiliu local, ale diferitelor OAT-uri membre în acest partener, în acest proiect cu EcoAc. Așteptăm în fiecare lună să fim chemați la București și directorul general să semneze acest proiect. Mulțumesc!